Da, domnule, suntem la mare acum, toate bune și frumoase. Mă uit la tot ce se întâmplă cu referendumul ăsta de când a început toată nebunia. Nu o să fac acum o descriere lungă, însă pe scurt. Referendumul a avut loc. După datele inițiale nu s-a împlinit acel quorum de 50% plus 1, însă USL și alte instituții au descoperit că aceste date sunt greșite. Sunt mai mulți locuitori decât votanți în unele zone. Și în principal datele sunt incorrecte, așa că Curtea Constituțională a decis să iară gaz o lună și o săptămână în care Crin Antonescu rămâne președinte interimar pentru a solicita datele corecte cu privire la numărul de votanți totali pentru quorum și va da un verdict după aceea. Însă oricum, ceea ce este important este că Traian Băsescu a luat împotriva sa un vot covârșitor, aproape 89% versus 11%, 89% să fie demis. Și el, din punct de vedere practic, este ca și demis în acest moment Băsescu după asemenea scor și după faptul că e dus cu capul, nu stau acum să vorbesc despre ce am văzut, iar cele ce urmează o să așteptăm un verdict complet după ce Curtea Constituțională îl dă. Da, după cum am zis, însă, în Oda mea trecută, dacă vă amintiți, am făcut un dans ceva mai ciudat atunci când Parlamentul a suspendat pe Băsescu, dar dacă vă amintiți corect, în Oda mea trecută, am promis că odată ce Traian Băsescu va fi suspendat definitiv, voi mai face încă un clip haios. Cum a Traian Băsescu n-a fost încă suspendat definitiv, însă, în opinia mea, nu mai are nicio legitimitate, nicio șansă, niciun nimic și este un dictator căzut, Traian Băsescu, un dictator căzut. Iar din acest motiv îmi voi face, de acum că la mare nu o să mai stăm mult ca să-mi pot pune ideea mea în aplicare, îmi voi face de acum acest clip pe care l-am promis în Oda mea trecută, odată ce ajungem pe plajă. Am ajuns pe plajă. Să ne pregătim. Merge? Merge. A căzut dictatorul Traian Băsescu. Definitiv. Oh my god, man. Yeah. Oh my god, m-am dat asta. M-am curățat. Să încerc să scot asta. Uite de pe mine, uite de pe țăt. Stai, imediat. Să se văd cum scot asta. Îți dai seama câtă veselie că s-a dus domnul dictator. Pentru domnul dictator. Nu fac cum până să dau pe stagiul ăsta, așa că cred că încheie aici noua odă, oda numărul 2. This was fun, a fost distractiv. Pentru binele țării, pentru binele tuturor. În final, pe acest apus superb, aici la malul mării, mai doresc să spun doar câteva cuvinte din suflet. Adio,
domnule fost dictator al României, Traian Băsescu. Pe mare, vă rog, vaporul către graniță vă așteaptă.